Andrei Krukovski, șeful zonei de schi gigantul rus Gazprom, a murit după ce a căzut de pe o stâncă. S-a întâmplat la Sochi, stațiunea preferată a lui Vladimir Putin. Presa a anunțat știrea, sublinind că incidentul se crede a fi un accident, dar site-ul polonez OANT a avertizat că mai mulți manageri legați de Gazprom sau Kremlin au murit în mod tragic recent. Cel puțin 6 oligarhi ruși au murit în circumstanțe necunoscute în ultimele 3 luni. Mulți sunt conectați la gigantul energetic de stat al Rusiei, Gazprom. Presa a spus că anchetatorii investighează circumstanțele specifice ale incidentului Krukovski.